ziua! Ne aflăm în incinta Bibliotecii Publice Costești. Biblioteca dispune de o colecție de 19.400 exemplare de carte, din care în grafie latină 8.600 de exemplare. Această cifră ne arată că fondul de carte al bibliotecii este dominat de literatură în grafie chirilică. Anual avem tendința de a exclude din fondul bibliotecii literatura învechită în grafie chirilică și de a îmbogăți colecția bibliotecii cu noi donații. De exemplu, în acest an, în 2012, am primit o bogată donație de carte din partea României. Această carte e extrem de valoroasă, editată în colecția Adevărul și colecția 100 de cărți care trebuie să le avem în biblioteca noastră. Majoritatea acestor volume sunt traduse din mari scriitori clasici ai lumii, așa ca Dostoievski, Cehov, Tolstoi, Conan Doyle și alții. Aceste cărți sunt foarte utile la însușirea programei școlare, mai ales în clasele liceale. Noile tehnologii informaționale de astăzi împiedică într-o oricare măsură lucrul bibliotecii. Biblioteca se străduie să, prin orice modalitate, să facă față noilor schimbări, pentru a atrage în bibliotecă cât mai mulți beneficiari. Este îmbucurător faptul că în ultimul timp în bibliotecă vin un număr mai mare de cititori. Biblioteca dispune de o bogată colecție de lucrări de referințe, enciclopedii, dicționare, care sunt foarte utile la însușirea programei școlare. Copiii vin și culeg informații de care au nevoie. Mai dispunem și de o bogată colecție de periodică. În fiecare an, primăria ne abonează la periodică, pe care tot o folosesc cititorii care, desigur, nu toți în zilele noastre pot să își permită să se aboneze la periodică. Anual, biblioteca deservește în jur de 1.000 cititori și dă un împrumut de carte de 20.000 exemplare. Copiii, tinerii care vin la bibliotecă, vin mai mult pentru a lua carte care intră în programul școlar sau carte pentru suflet, ca să citească ceva pentru ei? Da, majoritatea cred că oricum au, cu toate că acasă au calculatoare, oricum cartea rămâne ceva pentru suflet. Nici unul din mijloacele tehnologiilor informaționale nu îi oferă copilului ceea ce îi oferă o carte. Posibilitatea de a medita, de a-și pune întrebări, de a oferi răspunsuri, de a zăbovi pe marginea celor citite, uneori pe marginea chiar unor foi îngălbenite de vreme, dar foarte interesante. Dar simțim o deosebită plăcere de a vedea sala de lectură a bibliotecii plină de cititori, nerăbdători să-și aleagă cartea, să ceară un sfat pentru a-și alege o carte potrivită. Să-i primim pe toți copiii nediferențiați, cu dragoste egală, pentru că ei fac eforturi nobile de a bate la poarta cunoașterii. Să învățăm ce anume să citească și cum să citească, primindu-i cu dragoste egală pe toți copiii. Cine știe, poate contribuim și noi, fără să știm, la formarea unui viitor renume. La punerea în lumină a unui talent deosebit, prin gestul nostru simplu de a oferi o carte, de a da un sfat. Aș vrea să închei cu un panseu: stejarul falnic cu coroana uriașă a început prin a fi o ghindă, care a avut norocul să încolțească, tot așa mare cărturar, marele savant, și a început activitatea spirituală prin a fi un mic cititor, care a avut norocul să întâlnească o bibliotecă și un bibliotecar care să-i pună în fața lui tot de ce are nevoie. Biblioteca Publică Costești oferă următoarele servicii: accesul liber și gratuit la toate documentele din colecție, consultarea documentelor în sala de lectură, oferă servicii de copiere a documentelor, împrumut de carte la domiciliu, acordă informații bibliografice și metodologice, consultații, găsirea și utilizarea informației, recomandări de lectură, servicii extramuros, programe culturale, informații despre alte biblioteci.